Filmul este plasat în 1989 și începe cu un avion comercial american în aer. Piloții vorbesc ca de obicei, când dintr-o dată avionul este lovit de un alt avion de sus numit DC-10. Acest lucru face ca pilotul principal să piardă controlul avionului, rezultând astfel căderea liberă a acestuia. Odată cu expirarea timpului, primul ofițer merge să verifice motoarele, dar spre groaza lui constată că fiecare pasager este mort și că părțile lor sunt arse. Se grăbește în cabină pentru a transmite informațiile și între timp vedem un dispozitiv ciudat pe podeaua avionului. În secunda următoare, întregul avion explodează și se prăbușește. Scena trece apoi la investigatorul Bill Smith și colegii săi, care găsesc indicii cu privire la prăbușirea avionului. Acolo, anchetatorii se întâlnesc cu un fizician teoretician pe nume doctorul Arnold Mayer, care este și el curios de accident. El crede că ceva supranatural ar fi putut cauza asta. Între timp, Bill primește înregistratorul de voce din cabina de pilotaj, cu ajutorul căruia poate recupera conversațiile pilotului în timp ce acestea era un aer. Ulterior, el împreună cu alți anchetatori merge să se întâlnească cu ofițerul controlor de trafic aerian, Jens. După câteva întrebări, Jens dezvăluie că el și alți trei se ocupau de 40 de zboruri și erau foarte obosiți în momentul accidentului. Cu toate acestea, lucrul ciudat este că atunci când și-a îndepărtat privirea de pe ecranul de control pentru o secundă, a văzut avionul DC-10 apărând de nicăieri. Jens susține că i-a informat pe pilot să se întoarcă, dar până atunci dezastrul era iminent. Spunând asta, începe să plângă, așa că Bill și ceilalți îl lasă în pace. La scurt timp după, Bill se îndreaptă spre hangarul aeroportului, unde au fost păstrate toate rămășițile avionului. Acolo el observă agenții de bilete care împart cafea, inclusiv o femeie atrăgătoare pe nume Louise Baltimore. O sună și cere o ceașcă de cafea, dar ea fuge în mod misterios după ce l-a văzut. Bill ignoră evenimentul ciudat și se așează să asculte înregistrările din cabină. Un timp mai târziu, Louise îi aduce în sfârșit lui și celorlalți cafeaua. Cei doi par atrași unul de celălalt și după ce ea pleacă, Bill observă ceva ciudat în timp ce ascultă audio. Îl aude pe primul ofițer țipând că pasagerii muriseră deja și au fost arși înainte ca avionul să se prăbușească. Cu toate acestea, ancheta nu arată nicio dovadă a unui incendiu înainte de accident. Acest lucru îi încurcă pe toți anchetatorii și ajunge la concluzia că primul ofițer ar fi putut spune asta de frică și șoc. După aceasta, Bill intră în sala de sport, unde sunt examinate cadavrele și bunurile lor personale. Examinatorul principal îi arată lui Bill un ceas digital care cumva se mișcă înapoi în timp. În plus, examinatorul scoate la iveală alte două ceasuri care se mișcă înapoi, adăugând și mai multă confuzie, deoarece toate trei nu ar fi putut fi sparte în același timp. Mai târziu, Bill este văzut răspunzând la întrebările reporterilor într-o conferință de presă. Doctorul Arnold apare și el și îl presează întrebând dacă echipa a găsit vreun fenomen neobișnuit de la locul accidentului. Cu toate acestea, Bill nu răspunde la întrebare și spune că este o informație confidențială. După conferința de presă, se hotărăște să meargă la hotelul său și pe drum se lovește de Louise. Bill o invită la o ceașcă de cafea, dar ea le propune să iasă la cină. Scena se reduce apoi la cei doi în pat. După ce Bill adoarme, lui se strecoară în baie, apoi ea sună la room service pentru a anula trezirea lui Bill de la 6:30 a doua zi. În dimineața următoare, Bill este frustrat deoarece hotelul nu l-a trezit. Lui spune că aceasta ar putea fi soarta și din anumite motive încearcă să-l convingă să nu meargă la muncă. Cu toate acestea, Bill spune că ancheta este foarte urgentă, apoi părăsește camera doar pentru a se întoarce în câteva minute după ce și-a amintit că a lăsat ceva în urmă, dar spre surprinderea lui nu o poate găsi pe lui nicăieri și presupune că a fugit. După amiază, în timpul unei întâlniri, Bill sună la agenția de bilete și întreabă de Louise. Cu toate acestea, compania nu poate găsi numele în niciuna dintre înregistrările sale. Acest lucru îl face să creadă că ea a mințit în legătură cu identitatea ei. Noaptea, Bill este în hangar, chiar și după o oră de închidere, uitându-se la toate rămășițile avionului. Deodată, el aude un bip și apoi vede o lumină roșie intermitentă sub urmele de moloz. În urma investigațiilor ulterioare, s-a dezvăluit că sunetul provine de la un dispozitiv ciudat care a fost afișat la început, când avionul s-a prăbușit pentru prima dată. Bill se muncește cu dispozitivul ciudat când dintr-o dată este lovit și cade la podea, incapabil să se miște. Apoi, trei femei care poartă un fel de ținute militare aleargă la el. Printre ele, o femeie este Louise, care acum are o înfățișare complet diferită de cea dinainte. În plus, ea se comportă și vorbește ca și cum ar fi prima dată când îl vede pe Bill. Este apoi dezvăluit de una dintre femei că dispozitivul este numit asomator. De asemenea, aflăm că au venit să-l recupereze. Louise îl avertizează pe Bill să abandoneze investigația sau altfel va urma un paradox de timp devastator. Femeile pleacă apoi într-o lumină albastră strălucitoare și dispar. La scurt timp după aceea, Bill se ridică și în mână se află o parte a dispozitivului pe care Louise nu a reușit să-l obțină. Scena trece apoi într-un cadru futurist și se dezvăluie că Louise și ceilalți sunt de fapt călători în timp de 1000 de ani în viitor. Aici, poluarea i-a făcut pe oameni infertili, iar omenirea este pe cale de dispariție. Prin urmare, o echipă formată din cei mai buni oameni de știință ai lumii a trimis femei în trecut pentru a răpi oameni care sunt capabili să se reproducă. Accidentele aviatice au făcut parte din acest plan, iar răpiții sunt
ținusem stază până când or putea fi trimiși în viitorul îndepărtat pentru a repopula Pământul. Pe măsură ce echipa de femei care călătoresc în timp se întoarce, ne este prezentat robotul personal al lui Iz, Sherman. El îi spune că stăpânul lor îi sună, așa că merg în camera de control să-l întâlnească. Stăpânul lor îi spune apoi lui Iz că, pentru că a vorbit cu Bill, a făcut ca trecutul să se schimbe și acest lucru provoacă un cutremur în timp, asemănător cu un cutremur real. Furios, lui Iz își întreabă stăpânul dacă ar fi trebuit să-l ucidă pe Bill. Cu toate acestea, un alt coechiper îi spune curând că ar fi dus la un paradox major al timpului, ucigând pe toată lumea. Acest lucru o calmează pe lui Iz și la scurt timp după îl urmărește pe Bill pe un ecran când se trezește. Când începe să strige numele ei, lui Iz este luit deoarece crede că tocmai l-a întâlnit pe Bill pentru prima dată. El întreabă pe Sherman cum a putut să-i cunoască numele. Acesta din urmă spune că în cronologia lui Bill o întâlnise deja înainte. Cu toate acestea, în cronologia lui Iz, el l-a întâlnit pentru prima dată în hangarul unde a mers să recupereze asomatorul. După aceea, Sherman o supune pe lui Iz printr-un set de teste și scanează corpul pentru o altă misiune până în 1963. Apoi afirmă că lui Iz nu avea suficiente țigări în 1969. Acest lucru indică faptul că aerul în viitor a devenit atât de poluat încât oricând călătoresc înapoi în trecut, fumează țigări pentru a imita atmosfera propriei cronologii. Sherman o pregătește apoi pentru călătoria în timp ce o face să se îmbrace în hostesă. În continuare, ni se arată o prelegere susținută de doctorul Arnold Mayer, în care discută despre posibilitatea unor vizite de la călători în timp. El continuă explicând despre călători în timp care preferă să nu fie văzuți de oameni sau că intră în contact doar cu oamenii care probabil nu vor mai fi văzuți niciodată de alții, ca într-un avion când prăbușirea lui este inevitabilă. El își încheie prelegerea susținând că aceștia sunt reali, doar avem mai puține informații despre ei. În altă parte, lui Iz și ceilalți sar în mașina timpului și călătoresc înapoi în 1963, unde apar într-un avion. Ei folosesc asomatoarele pentru a elimina încet cealaltă gazdă și pasagerii. În timp ce fac acest lucru, un bărbat încearcă să deturneze avionul, ceea ce duce la împușcarea unui călător în timp. Acest lucru o face să-și arunce asomatorul care este găsit de un băiat. Lui Iz își folosește apoi asomatorul pentru a-l ucide pe bărbat. După un timp, băiatul încearcă să o informeze despre asomatorul anterior pe care l-a găsit, dar lui Iz îl adoarme înainte să poată spune ceva. După aceea, toată lumea din spate avionului trece prin mașina timpului în viitor. Se pare că avionul din 1963 urma să se prăbușească, așa că echipele din viitor sunt trimise în trecut pentru a răpi oamenii care vor muri în urma impactului. În acest fel, nu sunt luate vieți, deoarece oamenii care erau pe cale să moară în accidentul aviatic sunt cei care sunt duși în viitor. Echipa escortează apoi pasagerii din avion și îi înlocuiește cu clone identice care sunt deja morți. Aceasta explică comentariul primului ofițer cu privire la corpurile care au fost arse înainte de accident, deoarece călătorii în timp ce au ars în prealabil clonele identice pentru a se pregăti pentru accident. După aceea, comandatul dezvăluie că bărbatul era pe cale să deturneze avionul urma să împuște spre Carlingă, ducând la un accident. Prin urmare, el le ordonă doamnelor să pună o bombă în Carlingă pentru a nu modifica trecutul, ceea ce va preveni, de asemenea, orice paradoxuri. După ce a plasat bomba în interiorul cabinei, echipa coboară apoi din avion. După aceea, călătorul în timp rănit spune că și-a pierdut asomatorul în avion, așa că lui Iz decide să se grăbească înapoi în avion și să-l găsească. Cu toate acestea, bomba a început deja numărătoarea inversă forțând să coboare. În următoarea scenă, o vedem pe lui Iz într-o ședință de consiliu cu oamenii în interiorul unor tuburi mari, care îi ajută să supraviețuiască din cauza condițiilor dure ale viitorului. Consiliul spune că dispozitivul pe care l-a pierdut în 1969 a ajuns în posesia lui Bill Smith, iar al doilea pe care l-a pierdut în 1963 va ajunge în cele din urmă în mâinile doctorului Arnold Mayer. Dacă află ce poate face, ar putea fi capabil să-și dea seama cum funcționează și ar putea dezvălui adevărul despre călătorii în timp. Deci ei decis să riște o altă misiune înapoi în 1969, unde ea îl va întâlni pe Bill cu o zi înainte ca acesta să obțină asomatorul și să-l împiedice să-l găsească în hangar. Scena trece apoi în trecutul în care Bill o vede pe lui Iz pentru prima dată în timp ce i-a cerut o ceașcă de cafea. Filmul se desfășoară ca înainte și asta explică de ce ea încearcă să-l convingă pe Bill să nu meargă la muncă anterior. Înainte de a merge la hotel, lui Iz face o grămadă de activități normale în mod foarte ciudat, cum ar fi să conducă o mașină și să mănânce o salată, deoarece în cronologia ei aceste lucruri nu sunt posibile. A doua zi după ce Bill părăsește camera pentru serviciu, lui Iz sună pentru a fi returnat în viitor și ca urmare Bill nu o găsește în camera când se întoarce. La scurt timp după ce ea se întoarce, are loc un alt cutremur, dar acesta este mult mai intens. După aceea, lui Iz și maestrul observă pe Bill și își dau seama că, în loc să investigheze accidentul, el o caută pe lui Iz și răspunsurile din spatele experienței sale neobișnuite în hangar. Lui Iz spune apoi că Bill se va întâlni, cel mai probabil, cu doctorul Arnold Mayer și va discuta despre ea și despre asomator. Bill îl vizitează în cele din urmă pe Arnold și se dezvăluie că stunnerul pierdut în 1963 a ajuns în posesia lui
lui Arnold, ceea ce i-a stabilit calea să investigheze ce a cauzat accidentul. Arnold îi arată apoi asomatorul, în timp ce Bill îi arată și parte din asomatorul pe care a găsit-o în hangar. Fără să știe amândoi, Bill se arată de fapt în posesia inițiatorului umitor. Apoi se dezvăluie că Bill a fost și unul dintre pasagerii care s-a urcat în avionul din 1963 și a fost singurul care a supraviețuit. De fapt, el este același băiat care a văzut asomatorul și a fost adormit de Louise înainte de a putea rosti un cuvânt. Între timp, îngrijorată că ar putea provoca un paradox uriaș, Louise decide să-i facă o vizită lui Bill și doctorului Arnold. La scurt timp, ea se materializează din viitor și se dezvolie misiunea ei, în speranța că cei doi vor putea păstra de bunăvoie secretul. În timpul conversației, Arnold își ia viața accidentală în timp ce reasamba dispozitivul de asomare cu ajutorul inițiatorului Bill. Acum, pentru că Arnold a fost necesar pentru dezvoltarea tehnologiei porților, care face posibilă călătoria în timp, moartea lui are ca rezultat un paradox al timpului care va distruge întreaga civilizație viitoare. Îngrozită, Louise se grăbește spre poarta timpului pentru a ajunge în viitor. Cu toate acestea, Bill, care și-a găsit în sfârșit iubirea vieții sale, decide să o urmeze pe poartă cu intenția de a nu o părăsi niciodată. Cei doi sar prin portal și constată că în viitor totul se apropie de sfârșit din cauza unui cutremur intens și infinit, care durează pentru totdeauna. Acum, singurul curs de acțiune pentru a salva rasa umană este de a trimite toți oamenii care au fost adunați din avioanele în viitorul îndepărtat pentru a se repopula înainte ca mașina timpului să fie distrusă definitiv. Așadar, maestrul inițiază încet mașina timpului după ce îi trezește pe oamenii care erau ținuți inconștienți în pixuri. Apoi le ordonă să se mute imediat la portalul timpului. După ce toată lumea trece prin portal, Bill se pregătește să treacă prin el, dar se oprește când lui spune că trebuie să rămână înapoi. Cu toate acestea, Sherman o convinge să meargă și să înceapă o nouă viață cu Bill. Apoi se dezvăluie că Louise este însărcinată cu copilul lui Bill și astfel cuplul trece împreună prin poartă și dispar în timp ce exploziile îl înghit pe Sherman, maestrul și pe toți membrii Consiliului.